Doamna viceprimară, în primul rând, felicitări. Spuneți-ne, vă rog, cu ce gânduri porniți în acest nou mandat și în această nouă funcție pentru dumneavoastră? Păi, pornesc cu gânduri mărețe și vreau să ajung cu activitate la nivelul fostului primar și al domnului viceprimar, care a fost înaintea mea. Aveți așa o idee ce anume vă așteaptă, la ce, care vor fi sarcinile trasate? Sarcinile întâi o să văd fișa postului, dar voi duce la îndeplinire toate sarcinile trasate. Am fost director de școală la școala Berești 20 de ani, am fost prima școală din județ care am avut încălzire centrală după Revoluție, am amenajat teren de sport, am amenajat o sală de sport care la fel era prima din județ cu spalieri, cu oglinzi. Așa că știu că mă așteaptă acum și la nivelul comunii să fac lucruri folositoare comunității, oamenilor și să... Deci cunoașteți îndeaproape problemele cu care se confruntă cel puțin școlile. Da, da. Sunt și responsabilă a Comisiei de Învățământ, Sport, Sănătate și Cultură. Tot după Revoluție am fost conducătoarea ansamblului folcloric Stejarelul din comuna Ion Creangă, cu care am participat la diferite concursuri atât în țară cât și în străinătate, unde am obținut rezultate foarte bune. Și sper că și în funcția de viceprimar să mă ridic la înălțimea așteptărilor domnilor consilieri, a domnului primar, a doamnei secretare și a tuturor oamenilor din comuna noastră. Acum că vi se deschide o nouă cale în carieră administrativă, cel puțin, aveți intenția să candidați? Urmează alegeri locale? Nu voi candida, nu. Deci nu mergeți mai departe către postul de primar? Nu. Care sunt opiniile dumneavoastră după votul de astăzi? În primul rând, felicit pe doamna Cenuș, care a reușit în bătălia asta să câștige. O voi sprijini din toate punctele de vedere, pentru că ea au fost conducătoare de unitate, dar diferă administrația publică de funcțiile care le-au avut, ridică foarte probleme. Noi trebuie să fim 24 din 24 pe baricade, începe sezonul rece care ne va crea probleme, deoarece vine zăpada, primăvara vine apa, ploile și așa mai departe. Sper să mă acomodez rapid, deoarece ne cunoaștem de o perioadă îndelungată, încă de când eram salariați la alte instituții amândoi și nu cred să am probleme, nu văd de ce aș avea probleme. Dacă o să ne facem treaba, tot o să meargă bine. Ce se întâmplă acum cu balanța influenței în Consiliul Local? Pentru că se schimbă cumva. Nu se schimbă cu absolut nimic. Noi tot nouă rămânem, avem majoritate. Nu a fost, să știți că n-am avut niciun proiect de hotărâre, n-a fost contrazis de ceilalți din opoziție. Am avut colaborare pentru că încă de la început eu am pus problema nu lucrăm pentru PSD, PNL, PMP, lucrăm pentru cetățenii comunei și vrem să avem rezultate și să punem umărul la treabă ca să iasă treaba bună, nu să ne cramponăm că eu vreau așa, tu vrei așa și în final să nu iasă nimic. Și au înțeles, chiar de la alte partide, au colaborat cu noi, nu ne-a băgat beți în roate, cum se zice, pe la alte comuni, să ceartă că nu, eu vreau așa, ăla vrea așa și în final nu iese nimic de calitate. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes pe viitor. Mulțumim și noi!